Bun găsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă prepar un piept de curcan sau de pasăre, așa, fie de găină, dar găina e cam tare. Curcanul merge și la copilaș și merge la toți cei care au nevoie de substanțe nutritive, de mult spanac, pentru a înnobila așa gustul, o să mă folosesc de puțină costiță afumată. Voi pune și câteva ciuperci și dacă vă place gustul de iute, puteți folosi un ardei iute. Sosul, însă, de data aceasta, va fi un sos format din muștar cu smântână. Așadar, iată, puțin ulei în tigaie, da? Tăiem pieptul de curcan, fâșii subțiri pentru a se rumeni cât se poate de rapid. Bun, le punem în tigaie, desfacem, uite așa, ușor. E ideal să faceți acest lucru pentru că albumina, da, va face, dacă nu l-amestecați de la început, bucățile de carne se vor lipi. Atunci e ideal să faceți acest lucru. Bun, tăiem și pentru o porție, eu zic că două ciuperci sunt destule. Vreau de la bun început să mă joc cu acest gust puțin iute, da? Câteva peliuțe de ardei iute, punem și puțină costiță sau slăninuță sau șunca afumată, ce aveți voi prin bucătărie, prin cămară, rapid se vor rumeni. Slăninuța, după cum vedeți, este ușor crudă, da? Bun, punem și cupercile. Bun, hai să punem și ardeiul iute. Acum, spanacul, smântână, aproximativ 50-100 maxim de mililitri și, fiind vorba de un sos de muștar, o lingură de muștar, este destul. Bun, amestecăm ușor. Spanacul trebuie să rămână pe jumătate făcut, așa. Deci mai mult opărit. Îmi place acest gust și trebuie să știți că totodată vitamina C nu se va distruge în condițiile în care vom avea spanacul astfel preparat. Bun, punem totul într-o tigaie. Și acum aș dori să pun și câteva frunzulițe, uite, de mentă, care vor acompania culoarea, atât culoarea cât și gustul. Doamnelor și domnilor, vă aștept duminică la ora 12:30 de minute la Sănătatea în Bucate și împreună vom face mâncăruri de duminică. Nu uitați, ora 12:30 de minute. O zi excelentă vă doresc!